Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate o campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald, unde veți găsi foarte, foarte multe titluri pe care vi le recomandăm cu drag, care au legătură cu subiectul campaniei și cu subiectul discuțiilor noastre cu intervievații noștri, cu interlocutorii noștri, invitații noștri, pe care, de altfel, i-am invitat să discutăm pe acest subiect sensibil. Dacă, în urmă cu două săptămâni, discutam despre ce este femeia. Noi, ca bărbați, cum ne raportăm la femeie, cum înțelegem femeia, care sunt nevoile ei, cum intră în contact cu propriile emoții. Iată, de data aceasta a venit rândul bărbaților și am primit un feedback foarte bun din partea cititorilor referitor la faptul că am continuat cu bărbatul în aceeași manieră această campanie și venim cu aceleași întrebări. Ce este un bărbat? adevărat. Această sintagmă pe care o auzim de cele mai multe ori, să fiu un bărbat adevărat. Ce înseamnă un bărbat asumat, matur din punct de vedere relațional, dar și din punct de vedere emoțional. Cum se percepe bărbatul pe el însuși și bineînțeles cum este perceput de către femeie? Sunt bărbații de astăzi diferiți față de acum față de cei de acum eu știu 50, 60, 70 de ani? Vorbim despre masculinitatea toxică, vorbim despre vulnerabilitate și despre multe alte lucruri. Pornind de la o carte publicată în colecția PAS în 2. este vorba despre Dansul relațiilor de Harriet Lerner, o carte pe care o puteți găsi pe site-ul editurii Herald în cadrul acestei frumoase campanii. Și astăzi, alături de noi, și îi mulțumim foarte mult, este Ovidiu Young. Life coach, instructor Teta Healing, cu care vom discuta despre ceea ce înseamnă a fi un bărbat autentic, a fi un bărbat adevărat și despre energiile, da? pentru că știm cu toții că există energii masculine, energii feminine și în fiecare dintre noi, ca oameni, există o parte, mas așa cum noi, bărbații, avem pe lângă energia masculină, avem și o energie feminină, dar și femeile, la fel unele poate inconștient sau noi ca bărbați inconștient avem tendința de a sta mai mult într-o energie sau în cealaltă. Așadar, o video pornind de la această frumoasă carte pe care eu o iubesc foarte mult și de asemenea și pe autorul acestei cărți, Harriet Lerner, Dansul Relațiilor, să începem discuția noastră despre ceea ce înseamnă un bărbat autentic, un bărbat adevărat, în accepțiunea noastră, în accepțiunea celor care, să spunem, suntem preocupați de aceste subiecte, și felul, până la urmă, și felul în care este perceput de către societate un, un bărbat. Mulțumesc pentru invitație și, da, chiar frumoasă cartea, și foarte plăcut de citit, așa că o recomand tuturor. Fie că ești bărbat, fie că ești femeie. Vei avea aici o perspectivă și frumoasă, și cumva foarte bine argumentată despre dansul relațiilor până la urmă, și despre comunicare, și despre viață, și despre masculinitate. Ce este bărbatul astăzi? Ce este bărbatul în accepțiunea femeii? Lucrurile în ultima vreme sunt în continuare schimbare, și clar, nu știu dacă neapărat ca esență s-a schimbat foarte mult bărbatul, dar ca și formă de exprimare, ca și comportament, ca și rol în societate chiar, da, lucrurile s-au schimbat foarte mult. Dacă ne uităm în societate și mai ales în orașele mari și în lume în societățile așa zis mai moderne vedem că femeia lucrează cot la cot cu bărbatul pe aceleași poziții. Vedem că bărbatul a început și el, în multe cazuri, să facă și el să-și asume responsabilități în munca de acasă. Cumva S-au mai egalizat lucrurile sau s-au amestecat, depinde cum privim, ambele afirmații sunt adevărate. Și atunci au apărut și uh, situații în care uh, se întreabă femeile sau vin și spun, de exemplu, la mine în consultații, nu mai găsesc bărbați adevărați. E, aici, sigur că eu totdeauna întreb ce înseamnă bărbat adevărat. Și cel mai adesea primesc răspunsuri de genul, un bărbat adevărat e un bărbat asumat, un bărbat uh, matur, cumva și intelectual de data aceasta, nu doar zic evident, și un bărbat care știe ce vrea și un bărbat care știe să mă mai pună la respect, să zic așa, adică un bărbat mai ferm, dar, în același timp, își dorește un bărbat care să îndeplinească funcții, uh, nu știu dacă neapărat feminine, dar pe care în trecut le îndeplineau în mod preponderent femeile. Și atunci, sigur că s-a produs uh, cumva o. că vorbeai de energie masculină și feminină pe care o avem cu toții noi, s-a produs o schimbare a dozelor de feminitate și de masculinitate în care bărbatul. Uh, nu mai manifestă atât de multă energie masculină și mai multă energie feminină decât manifesta înainte. Dau așa un exemplu, dacă înainte să spunem manifesta un 10-20%, acum poate manifestă un 40-50% energie feminină și sigur atunci scade doza de masculinitate ca și energie, dar această energie exact ca în dansul relațiilor ca în această carte, este dopotrivă stimulat de ceea ce se întâmplă în exterior, vezi mediu, dar și în felul în care se mai simte el, pentru că poate să există un bărbat care să se simtă la fel de bărbat, eu știu dacă are de grijă de copii, nu știu, calcă, spală, sau alți bărbați să nu se simtă, să nu se mai simtă bărbați pentru că nu se simt confortabil cu această situație și o asociază ca fiind o activitate Feminină. Și atunci, iată că uh, ce este un bărbat, astăzi, aș rămâne adevărat, aș rămâne la uh, o definiție relativă, în sensul în care este totuși un om, un bărbat asumat, care este autentic, cum scrie și în carte, uh, și care își manifestă cum se simte el bine, masculinitatea, sigur, în copru dacă vorbim fără să-l deranjeze și pe celălalt. Și spuneam de comunicare și o să citesc apropo de autenticitate la subcapitolul noi conversații curajoase, zice a fi autentic într-o conversație nu înseamnă doar a fi noi înșine când vorbim, ci și a alege acel sine care vrem să fim. Ceea ce numim sine nu e niciodată un element static, ci un lucru în permanență în construcție. Iată, adică un bărbat adevărat este acela care se uită în oglindă și se întreabă el pe el: Sunt eu bărbat? Mă simt eu bărbat? Da. Și pot eu să comunic și să fiu ceea ce sunt, înțelegând că în relație totuși comunicarea are anumite valențe și nu este necesar să mă exprim doar așa, să zic cu punul masă, eu sunt bărbat și deranjez toată masa. Apropo de agresivitatea de care pomeneam la început. Da. Și atunci uh, cartea vine foarte bine în sprijinul nostru al tuturor până la urmă, pentru că ne explică și când bărbatul că l-am dat spune, l-am dat tatăl și a pierdut vocea. Și de ce bărbatul la un moment dat nu mai vorbește, și dacă nu mai vorbește, de ce nu mai vorbește? Și când e bine și când nu e bine să fie, să se zică așa, să se dezbrace. De valențele politeței sau nu. Este o carte care îți explică cumva și ca o poveste, și cu anumite valențe în detaliu, în care arată impactul masculinității al bărbatului care este nu doar în familie, față de soția lui și față de el, dar și față de copil. Pentru că tatăl este un model patern sau așa ar trebui să fie un model patern. Și atunci, ceea ce ești tu, ceea ce arăți tu, aia va fi în bună măsură și copilul tău. Ceea ce ești tu și ceea ce arăți tu, aia vei primi în bună măsură, dar ca energie complementară de la partenera ta. Și atunci, avem aceste situații în care, în dansul relațiilor, fiecare trebuie să-și manifeste preponderent energia lui și să fie în acord cu el însuși, fără a deranja, să zic așa, pe ceilalți. Și ceea ce numim sine, să înțelegem că nu este niciodată ceva static și că este absolut normal să evoluăm, dar trebuie să ne simțim și bine în pielea noastră. Adică dacă am evoluat și foarte bine, uite, sunt femei care au un aport substanțial financiar în cadrul familiei, asta nu înseamnă că trebuie să accept obligatoriu această evoluție în familia mea contrapartidă cu ceva ce eu nu rezonez. Da? Adică dacă facem schimb de roluri și eu știu, ea este director și eu, nu știu, am grijă de copil, trebuie să mă asigur că eu mă simt ok cu asta și nu fac doar un compromis că așa s-a schimbat lumea. Sunt ok cu asta? Foarte bine. Nu ești ok cu asta? Întreabă-te. Te simți? Asta e un parametru extraordinar pe care îl găsesc în carte. Te pune cumva să te întrebi: Dom'le, te simți bărbat?" Da, și cred că cred că există și, și există și un soi de cum să spun eu, de asumare, pentru că și cred că vorbim aici de înțelepciunea, sau ar trebui cel puțin să vorbim de înțelepciunea ambelor sexe. O femeie, dau acum niște exemple banale. O femeie care câștigă 10.000 de lei, da? 2.000 de euro, și este directorul sau director pe o anumită divizie a unei companii, da? Și care pentru care cariera înseamnă mult. Bineînțeles că pentru o femeie în urmă cu da. 40, 50, 60 de ani, cariera era ceva așa, un deziderat fata Morgana, da, ce pentru al ma, Pentru mar, mar, marea majoritate, de ce? Pentru că bărbații erau, bărbații de fapt erau cumva pe zona aceasta a rolurilor sociale și mai ales, vorbind din punct de vedere socioprofesional, chiar dacă vorbim de un soi de tendință de spre egalitate, da? Pentru că foarte multe femei au ajuns în ultimile decenii să facă muncile care înainte erau făcute numai de către, de către bărbați. Și, bineînțeles, când o altfel de femeie, care este directoare, care câștigă foarte mult și care petrece, bineînțeles, și mult timp la birou, da? Poate că nu mai are timp să se ocupe acasă de tot ceea ce înseamnă partea aceasta gospodărie, da? care era apanajul femeilor în urmă cu 40-50 de, de ani. Și atunci, probabil că există o bonă, dar probabil că și bărbatul, care poate nu are o funcție similară, da? se ocupă mai mult de copii și se ocupă mai mult de gospodărie. Și asta nu face, poate, mai puțin bărbat decât ar trebui, da? pentru că vorbim de. Eu, eu, când în timp ce tu vorbeai, eu mă gândeam să dăm o definiție și mi a place foarte mult acest termen, polarizarea rolurilor. Polarizarea rolurilor și îl folosesc pentru că dacă, probabil că în urmă cu 5-6 decenii, femeia, bun, mergea la job și acasă, în gospodărie. Și cam asta erau singure lucruri pe care ea, din păcate, le făcea sau le știa. Lucrurile astăzi stau altfel, pentru că s-a trecut din faza de supraviețuire, și îmi place această formulare, s-a trecut din faza de supraviețuire, da? într-o altă fază, odată cu emanciparea femeii, odată cu dezvoltarea personală și cu tot ceea ce înseamnă, să spunem, și mișcarea feministă. Și în care femeia, bărbatul, de fapt, nu mai este singurul furnizor de resurse din casă. Și nu mai există un soi de dependență sau de codependență a femeii cu copiii față de uh, bărbat Din păcate asistăm la un fenomen social, acela al unei epidemii de singurătate, o numesc eu În care, din păcate, uh, foarte mulți bărbați și foarte multe femei, mai ales femei, uh, aleg, să, aleg să trăiască singure cu câte un copil, cu doi copii, da? pentru că își procură singure, uh, își uh, îș, uh, furnizează aceste resurse, necesare supraviețuirii și nu doar supraviețuirii. Da? Uh, și vin cu această sintagmă pe care te ai spus-o la început. Nu mai intru în relații pentru că eu nu am găsit un bărbat uh, adevărat. Și bărbații sunt bulversați și zic, bă, dar ce înseamnă acest bărbat adevărat? Cum ne vede pe noi femeia din acest punct de vedere? Da. Uh, așa cum ai spus tu și cum v-am lăsat și eu această parte de înțelegere. Important e cum te simți. Tu poți să ai grijă de copii și să fii la fel de bărbat, dar cu condiția ca tu să te simți bărbat. Că dacă nu te simți și doar accepti că nu ai încotroși că asta e situația, nu e ok. Eu și eu militez oricum pentru ceea ce se întâmplă astăzi, în sensul că ai libertatea să ai o relație adevărată de parteneriat. Nu consider că trebuie să facă numai la aia sau numai la aia dar depinde de la cuplu la cuplu cum își împart, cum își polarizează aceste roluri, cum bine ai spus tu. Așa este, bărbații sunt destul de bulversați și am mai spus asta cuiva și zice hai nu vă mai victimizați atâta. Eu nu, nu mă victimizez, dar sunt mulți bărbați care se simt victime acum că există un fundament care îl accept sau nu, dar există această situație pentru că bărbatul era obișnuit înainte să primească cumva putere de la femei. Femeia susținea foarte mult. Energia feminină susținea foarte mult energia masculină. Și masculul era provider da, de resurse pentru familie. Și era un schimb, hai să-i spunem, mai clar. Acum, fiind parteneriat, lucrurile s-au amestecat, eu le prefer așa, dar nu contează cum le prefer eu, adică prefer această polivalență și această evoluție a femei, în același timp, niciodată, însemnând niciodată, nu voi sta cu o femeie care nu are în intenția ei să mă facă să mă simt bărbat. Nici dacă este vorba despre relație deschisă măcar, așa cum și eu la rândul meu am grijă ca femeia să se simtă femeia când o ating, când vorbesc cu ea, când sunt cu ea. Adică haideți să acceptăm și să ne bucurăm de această evoluție, dar să nu uităm cine suntem și să nu uităm că uh, un bărbat totuși, în prezența unei femei trebuie să degaje ceva și femeia trebuie să degaje ceva. Și anume preponderent energia masculină și respectiv feminină, dar în caz în mod concret și să avem grijă da, această societate modernă, cum a spus, cere niște resurse, femeia directoare, nu o să mai aibă atâta timp și nici energie să fie cea mai femină când vine acasă, dacă vine după 9 seara de fiecare dată și mai are și copii. Ok, dar este obligatoriu să-și găsească cumva o zi din săptămână în care totuși să facă asta, să vină poate mai devreme acasă și să fie femeia acasă. Să nu se ducă, eu știu, numai să cumpere, eu știu, ceapă, că mai trebuie mâine pentru să gătească soțul, să se ducă să oprească și la un magazin de lingerie intimă pentru intimitatea lor. La fel, bărbatul, ok, și-a asumat rolul să zicem să stea preponderent cu copiii și să facă pe bona sau ce rol îndeplinește acolo mai mult, nimic greșit, dar din când în când, să-și mai dea jos sorțul de la bucătărie și să speli, și să-și dea cu, Era să zic, capă de colonie, cum se dădea odată, da? să mirasă bărbătește. Cu parfum și, și, să, și să, se întâmple... bărbirească. Evident, exact, <laughs> și să se simtă, să-și întâmpine femeia uh, ca un bărbat acasă, nu ca o bonă. Că atunci, sigur că dispare și ce mai vorbim de chimie sexuală și alte lucruri. Nu, dispare tot. Adică, din când în când, este ca la, ca la Windows, mai dai un restart mai, mai faci un upgrade, dar faci ceva, da? Adică, dacă tot vorbim de parteneriat și spune în carte, ce uite, când tatăl meu s-a căsătorit, lucrurile s-au complicat. Ok, lucrurile se complică pentru că devin mai complexe, dar așa e o decizie pe care e necesar să ne asumăm și să înțelegem că devine exact un dans al relațiilor totul și dacă este un dans, Într-un dans, cineva de regulă conduce Și cineva se lasă condus exact. Astăzi, în acest dans al relațiilor Poate să conducă când unul Când celălalt, nu e nimic greșit în asta Și într-un tango profesionist, de exemplu Exact așa se întâmplă Dar nu uita să conduci Din când în când lucrurile Tu, femeie, cum spuneam Fă ceva feminin Condu într-un mod frumos, feminin Și tu, bărbat cu Eu știu, cu fermitatea, cu puterea ta cu masculinitatea ta, conduc într-un mod masculin. Altfel, dacă lucrurile devin mono, nu mai funcționează. Nu mai funcționează și uh, îți pierzi autenticitatea și esența ta, sinele de care se vorbea mai devreme în carte. Deci, nu este ușor. bărb... te rog. Spune, spune, termină ideea. Nu, nu este. Uh, Uh, Într-adevăr ușor astăzi pentru bărbați Nu spun că pentru femei n-ar fi Dar cumva astăzi vorbim mai mult de masculinitate uh, Dar uh, pentru bărbați care au bișniți într-un fel Și bărbații sunt să zic puțin mai mono Nu este ușor să integreze Nu pentru toți este ușor să integreze Această uh, nouă viață până la urmă Această nouă evoluție da, Pentru că înainte bărbatul avea putere că avea muși, după aia avea putere că avea bani, cam asta se întâmplase pe scurt. E, acum cu mușchii oricum nu mai faci nimic, dar nu mai merge, nu-ți mai permite legea și nici nu este ok, evident. E, și ce să vezi, și femeia are bani și atunci bărbatul a, a suferit și încă suferă, de o depersonalizare și de o pierdere de fluid vital de putere, pentru că el știa că astea sunt instrumentele lui. Și de putere, dar și de manifestare, că nu neapărat de abuz. De domnule, asta era fac, asta făceam eu. Păi, și acum ce fac? Că ea poate și singură, și vine femeia care spune, pe păi pot și singur. Și da, bărbatul devine confuz aici. Vestea bună este că nu e așa de complicat sau de greu, adică este mai complicat ca înainte. Dar nu aș spune că este greu, pentru că o schimbare de perspectivă în care vezi relația ca pe un parteneriat și în care de fapt și ea te ajută pe ceea ce făceai tu înainte, dar și tu pe ea, lucrurile poate să devină din nou armonioase și foarte plăcute. Ba chiar mai mult, adevărul că bărbatul e necesar să se dezvolte cumva și din punct de vedere personal, poate și spiritual și atunci a o să înțeleagă că, până la urmă, suntem niște suflete și am venit în corp și ne întrupăm. Da, sunt bărbați să manifest preponderent energie masculină și femeie să manifest preponderent energie feminină, dar suntem împreună, adică așa este felul nostru de a fi împreună. Ce a deranjat la această izolare pandemică? Păi tot am zis, izolarea. După aceea a venit faptul că unii nu au unde să lucreze și eu știu repercusiunile materiale, dar cel mai mare deranj este lipsa de socializare. Dacă am clienți copii, mai mulți ca niciodată, pentru că nu mai se descurcă părinții cu ei pe bună dreptate. Școala online nu are eficiență și copilul trebuie să miște și trebuie să socializeze. Noi nu suntem ca adulți altceva decât niște copii mai mari. Deci este necesar să fim împreună și haide să fim parteneri, să separăm și să polarizăm, cum bine ai spus tu, rolurile într-o într relație și să-și facă fiecare rolul lui. Nu trebuie să. Adevărul meu poate e altfel. Și cu siguranță e altfel, că suntem diferiți cu toții, din fericire. Și în afară de asta, însă să înțeleagă că suntem făcuți să fim împreună și trebuie să găsim căi de comunicare și de manifestare a autenticității noastre. Și bărbații se simt nesiguri și pentru că nu au înțelegerea relației um, mai amplă. De exemplu, eu zic așa, o relație înseamnă așa, 1 plus 1, o relație fac 111. Este odată, să zicem eu, bărbatul, este femeia și mai mare este relația, care este și o entitate și le cuprinde pe amândouă, dar mai lasă câte o felie din amândouă și afară un pic. Adică acea bere cu băieții sau acea bârfă cu fetele, să zicem, da? în care n-ați caute bărbatul și femeia să respire, să se ducă în zona lor de energie. De ce? Că toate acestea au sens. Da? Aveam clienți, nu înțeleg ce vorbesc ele acolo. De ce se duc? Lasă să se ducă. Să-și manifeste manifest, feminitatea cum vrea. Ea. ea vine cu tine la fotbal sau nu știu. Nu, păi perfect, lasă, du-te la fotbal și manifestă-te ca pe stadion dacă tu asta simți, e ok și vă întâlniți acasă într-o altă energie, dar hrăniți întreaga entitate care se cheamă relație. Și nu se poate hrăni această entitate într-un mod sănătos dacă tu bărbat nu te simți bărbat, oricare ar fi definiția ta de bărbat pe care să o dai tu, sau tu femeie nu manifesti feminitate. Nu mai tu, ca femeie, dacă te-ai preocupat numai să devii puternică și ai uitat să fii vulnerabilă și să exprime asta în fața partenerului tău, nu te mai întreba că nu ai parte de sex. Pentru că sexul este o manifestare, dar are o conotație importantă și psihologică și energetică și spirituală, da? Penetrarea se face de către bărbat, asta înseamnă că eu, femeie, sunt deschisă, vulnerabilă și mă las ghidată de tine și iată bărbatul se simte bărbat și femeia primește. E, asta trebuie să facem și în comportament. Nu uităm asta și atunci, sigur că și bărbatul devine motivat să fie uh, asumat așa cum vrea uh, femeia și femeia, până la urmă, uh, în goana, cele care sunt, de mine, nu generalizăm, în goana după putere și independență, înțeleasă, mh. Cu niște conotații discutabile, se simte și ea mai ușurată că, până la urmă, nu mai trebuie să facă ea tot. Pentru că rezultatul care este, dacă pentru o femeie, dacă devine și foarte bine că devine total independentă și singură, cum ai spus tu, că vor să fie unele sau că unele chiar nu mai reușesc cumva, păi da, pentru că te aglomera foarte tare și pentru că, astăzi, adevărul este că femeia face foarte multe. Face și cam ce făcea femeia, face și cam ce face bărbatul. Și ea zice, păi, da, și eu îl recunosc, da, vezi că astăzi așa este. 8, și oricum eu spun, 80% din relație oricum este femeia. Ea este emoțională, ea știe să susțină, bașca astăzi face și de toate. Păi, lasă loc, ca să zic așa, mai și împiedică-te dacă vrei să te prindă cineva. Da, am un uh, caz foarte simpatic, tot așa o doamnă care a stat trei ani singură și acum voia să manifeste, să aibă totuși o relație. Și am lucrat, am lucrat. Unul dintre lucruri s putea să vi se pară simple, dar foarte importante, pe care l-am sugerat, este să nu-și mai schimbe singură cauciucurile de iarnă. Deci la un moment dat, tot lucrând cu ea... A intrat într-o relație cu cineva deschisă, dar sigur că, e, că este progresivă până accepti cu totul. Dacă intri într-o relație, nu înseamnă că primești cu totul acea relație. Și uh, a venit iarna și a spus: hai că mă duc să schimb cauciucurile și el a zis: ți le iau eu, bărbatul. Nu, nu că mă descurc singur. Și s-a dus singur. E Evident că bărbatul acela s-a gândit: nu, Ok, dar nu are nevoie de mine. Exact, 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 exact. Da, despre asta este vorba. Adică, bun. Știi cum e? Exact cum ai spus tu. Mai lasă-mă, ca femeie, mai lasă-mă și pe mine să mai fac anumite lucruri. Acum depinde fiecare în ritmul său. Sunt, plâng, sunt femei care se plâng probabil că bărbații trebuie, sau unii bărbați, în fine, trebuie împinși de la spate, da? Bun. Să zicem că n au inițiativă. Unii funcționăm probabil diferit. Fiecare o face ceea ce face în ritmul său. Da, dar face, se achită de, de foarte multe sarcini. Bun, atunci cred că bărbatul are nevoie din partea femeii de, zic eu, de acea încurajare, de acea apreciere. Și bineînțeles că dacă prima dată, cu exemplu, dat de tine, s-a dus ea, pentru că ea așa s-a obișnuit. Ne fiind într-o relație, ce faci? Nu mai las mașina în fața blocului, nu o mai folosesc. Nu, mă duc eu și o schimb. Oricum, nu le schimbă ea. Ea doar se duce cu mașina ca și bărbatul, că de nu mă duc să schimb roțile, deși în ultimul da. an am făcut-o foarte des. Dar mă duc la o vulcanizare, iau mașina, mă duc la vulcanizare, parchez în fața vulcanizării și îmi spun, asta este, trebuie schimbate roțile. da? Deci ea se duce practic cu mașina așa cum se duce și un bărbat. Da. Uh, Exceptând bărbații care le schimbă singuri. Deci nu vorbim de aia care schimbă, iau cricul și schimbă în fața blocului. Uita, cum era. În adică se întâmpla în urmă cu 40-50 de, de, de ani. Pus în să e, exact, cazare, exact, pâine. da. Da, exact, exact. Foarte bine ai punctat. Da, alea, cauciucurile alea, care sunt totuși grele. Le iau și le pun în mașină. Mă duc la ăla, le dau jos din mașină împreună cu băiatul, care le schimbă, după care vin cu ele puse acasă și pe alte vechi, să spunem că le depozitez în cazul în care nu le las la vulcanizare. Deci, cred că foarte important este ca și ea să cedeze o parte din aceste tascuri, din aceste sarcini, așa fel încât bărbatul să se simtă valorizat. Măi, femeia are încredere în mine că mă duc și schimb roțile la mașină. E un exemplu banal și sunt multe multe alte lucruri care apar într o relație. El să și plătește ceva, mai face o piață, mai whatever, nu contează, dar important este faptul că uh, el face lucruri. Nu le face ea, Știi, apropo de stilul pasiv agresiv, le face, da, chiar dacă tu te oferi ca bărbat să le faci tu, nu ești indiferent. Nu stai pe canapea cu sticla de bere uh, în mână, uite, du-te la meci. Excludem genul acesta, da, de, de bărbat. Și tu ai intenția de a le face, dar după care se întoarce tot împotriva ta. Probabil că unei prieteni îi va spune, bă, tot singură m-am dus și am schimbat roțile la mașină. Păi stai mai puțin, am venit și am spus că uite, le iau eu și le duc, nu? Deci... Da, sunt chestii, da, am și vrut să luăm un exemplu simplu, pentru că mă gândesc că aici este incontestabil că totuși cărat unor cauciucuri murdare de la boxă, să zicem, nu e o treabă feminină. Hai să fim serioși. Adică dacă corect, adică absolut corect. Da. la rang da, da, da. De, de, activitate feminină și o activitate fizică, așa zis, murdară, nu. Și atunci, gândește-te însă că toată asta se transpune în toată relația, pentru că asta e o atitudine. Și atunci, eu ca bărbat nu mă mai simt util. Sigur, și invers, dacă faci numai lucruri feminine, ea numai mai să-ți dacă tu, numai tu gătești, numai tu faci numai minunății, ea nu o să mai se simtă motivată să-ți facă așa, nu știu ce salată, da, cu rodi. Așa, deci, ai spus foarte frumos, hai să mai cedăm, că ne-am luat așa prea multe, hai să mai cedăm. Și eu dacă am grijă de un copil, eu în le spun în direct, dacă tu bărbat, ok, Asta așa e contextul. Câștigeam mai mult acum și e bine să fie așa, să stai tu cu copilul, nu e nicio problemă. Dar mai fătă și că nu te pricepi undeva. Adică, cere ajutorul. Adică, lasă să se simtă utilă pe segmentul ei de feminitate. Adică, bărbaților chiar le spun, uite, spune-i, asta nu mai tu poți să faci, sau ca tine nu poți să facă nimeni asta. Să se simte și ea bine. Și invers, bineînțeles, femeia pentru bărbat. Ori dacă tu perpetuezi această atitudine da, și îți ca să zic așa, toate greutățile singură, bărbatul zice, ok, și eu ce caut aici? Ce caut aici? Și mi-au ca aminte chiar personal, am întâlnit, am avut o relație scurtă durată cu astfel de femei foarte potentă, foarte inteligentă din toate punctele de vedere, mai avea de lucrat pe segmentul de a permite în viața ei un bărbat, într-adevăr, dar altfel, o femeie de excepție, o femeie valoroasă și cu copil, și cu carieră, și cu bani, și cu minte. Dar tot așa se obișnuise singură și eu, totuși, un bărbat polivalent așa, adică nu că n-aș fi avut ce să ofer, dar nu lăsa spațiu. Și să părea ceva josnic, ajunsese să-i se să ceva josnic ca cineva să considere că ea nu se descurcă. Și i-am zis, ok, ok, uh, bun, am înțeles că poți să te descurci, dar și un bucătar să descurcă la bucătărie într-un restaurant, dar n-are ajutoare pe lângă el? Corect. că adică nu e mai ușor când face altcineva Corect. să facă și altcineva ceva și tu poți să dirigezi, să faci în continuare, adică nu ți-a -ți nimeni valoarea ta, dar mai scade doza, mai lasă și pe altul. Și, uh, practic, uh, uh, relația nici nu a apucat ca să zic așa să înceapă bine, pentru că nu, nu, a, nu a existat o ușă pe care să intri ca bărbat. da? Deci în afară de uh, discuțiile foarte ok, dar care putea exista, altfel și ca prieten, trebuie să iubit pentru asta. Și uh, hai să-i spunem într-o anumită măsură, că, evident că se vede așa acolo lipsa ei de a fi obișnuită să primească și de partea sexuală, nu exista niciun motiv pentru care să fie nu că eu, niciun bărbat lângă ea. Rezultatul? Da. Unul nu foarte fericit. Astăzi, ea și după 4 ani de zile, acest 4-5 ani de zile, cred că au trecut, nu are un bărbat în viața ei. Pentru că nu și-a schimbat acest stil. Deci, Chiar dacă tu ești foarte ok... Și nu va avea până nu va trece în, din punctul meu de vedere. Tu, tu ești cel în măsură să mă, să mă contrazic, să-mi confirm sau să mă contrazici. Este în energie masculină. Și până nu va trece în acea energie feminină unde să degaje, să degaje de fapt vulnerabilitate. Adică bărbatul să simtă nevoia de a o proteja. O femeie care le face pe toate, bărbatul nu mai simte nevoia de a o proteja. Da. Și... Ea trebuie să apară, să apară acea gingășie, delicatețe, vulnerabilitate, ca el să simtă, stai puțin, eu sunt lângă tine, da? eu sunt bărbatul tău, eu trebuie să fac aceste da. lucruri. așa este. Și ai întâi foarte bine, pentru că și am spus, uh, și am, am ce dau acum este un caz didactic, pentru că oricum sunt mii de astfel de cazuri astăzi uh, și în consultații și Uh, în momentul în care am spus de vulnerabilitate și da, eu nici nu vreau să fiu vulnerabilă. Zic, da, dar nu înțelegi că prin lipsa de vulnerabilitate, prin lipsa de a avea nevoie, nu ai cum să atragi o energie complementară, că tu nu ești complementară cu nimic. Pentru că tu ești 90% în energie masculină. Am treat-o, zic, am gândit că poate are alte orientări. Zic, vrei o femeie? A, ah, nu, niciun caz că nu le suport, că sunt, vorbesc mult, că nu știu ce. Ok, Păi zic, bun, femeie, nu, bărbat, nu, înțelegi că nu, nu permis de ce ai era, Și era ea, ei însăși își era suficientă. Și, că, tendința, arăt. și iarăși tendința spre perfecțiune, pentru că acest lasă le fac eu pe toate, cum să nu arăt eu că le știu eu pe toate? Păi stai da. puțin, suntem la o competiție să arăt că voi câștiga toate cursele cu obstacole? Nu, da, și asta vine rămânând așa la cazul ăsta tot în scop didactic și asta vine din copilărie când îi se cerea să aibă note numai note mari de 9 și 10 și uite a rămas cu această idee de perfecțiune și, și să practic, fie performantă și a distrus viața, da, și a distrus exact. viața păi da, pentru că competitivitatea este o energie masculină, nu o energie feminină Exact, exact și s-a dus în asta și și-a distrus viața personală, practic că altfel e ok, uh, dar viața personală cam trăiești <laughs> Și um, așa este. Deci ideea este că practic trebuie să te la sinele tău. Tu decizi cât de femeie și cât de bărbat vrei să fii, dar dacă vrei să ai o relație și să faci un dans frumos al relației, cum spune și cartea, este necesar să te uiți la energia ta feminină dacă ești femeie și la energia ta masculină dacă ești Bărbat și să vezi în ce doză este. Pentru că dacă tu ai 80-90% o energie în partea cealaltă decât sexul tău fizic, nu ai cum să ai o relație cu o persoană de sex opus, uh, nu ai cum să ai relații. Punct. Orice ai este o pseudorelație. Adică nu ai cum să primești. Și asta este cea mai mare uh, din ce am văzut în anul trecut, da, în 2020. Deși multă lume se afla în nevoie, le era foarte greu să ceară. Că din orgoliu, dintr-o demnitate prost înțeleasă, din lipsă de educație, nu contează, sau educație în sensul de viață. Da? așa Cert este că aș putea spune că în ultima vreme cel mai des întâlnit motiv de nefericire este faptul că lumea nu știe sau nu vrea să primească și femeia, prin definiție, prin energia ei, ea este energie creatoare, dar ea tot timpul are nevoie să primească. Nu că bărbatul nu ar avea. Dar bărbatul, ca să zic așa, este mai penetrant. El nu are nevoie de multe surse de energie. Are nevoie de femeia de acasă să-l aprecieze, copilul dacă îl are așa mai departe. Dar nu are nevoie neapărat de foarte multe energii de susținere. Și de aceea el și acționează, ca să zic mai precis, laser și are această energie penetrantă, dar femeia care, ca să zic așa, consumă, ca să nu zic pierde, energie prin multe părți, prin polivalența ei și prin faptul că face foarte multe, are nevoie, aș ar spune, mai mult să primească decât bărbatul. Are nevoie să fie vulnerabilă. Această vulnerabilitate nu este un defect decât când e prost înțeleasă sau prost manifestată, adică m-am căsătorit cu un infractor, mi-am arătat vulnerabilitatea și pe mă omir că mă bate, nu, aia e altceva, da? Dar <gâng> e clar că această vulnerabilitate este exact ca un sol uscat la suprafață pe care este plantat o plantă. Când este uscat, eu știu că trei să lud, dacă eu știu că... Tu n-ai nevoie de nimic, deci ești un sol umed. Văd că e ud, nu ud planta. Și atunci nu mai este o relație asta. Mulțumim, Ovidiu video Dragii noștri, am discutat astăzi despre masculinitate, despre felul în care se raportează bărbatul la parteneră, la femeie, dar și felul în care se raportează și se cunoaște, sau mai bine spus, se autocunoaște pe, pe sine însuși. Am vorbit despre vulnerabilitate în cadrul campaniei Redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate și despre cartea Dansul relațiilor de Harriet Lerner, o carte publicată în colecția PAS în 2, pe care vă o recomandăm cu, cu mare drag. A fost alături de noi Ovidiu Young, instructor Teta Healing, life coach. Îi mulțumim foarte mult, ca de fiecare Mulțumesc dată, de pentru de faptul invitați. că răspunde. Cu promptitudine invitației noastre de a face materiale cât mai frumoase, cât mai interesante, pe care, iată, vi le oferim dumneavoastră, dragi cititori ai cărților Herald. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți Deschise. Pentru minți deschise, până atunci, să aveți o zi frumoasă, o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere, numai bine!